Bună, Sirmia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte, foarte mult. Deci, Antonia și Cristian, acum că sunt împreună, sunt bine. Să vedem cât o ține pe Antonia până nu intră iar în crize. Știți ce am făcut în prima parte? Până să intre în casă, Maria a discutat cu fetele, nu-i prea convenea că intră. Și ați văzut ce mai plângea atunci când a plecat cel mai tare, parcă murise, nu parcă plecase acasă la familie. Oricum, ea, Antonia, avea nevoie de doctor, nu știu cât s-a tratat. Dacă nu s-a tratat, înseamnă că e la fel. Acum se preface și ea, că e total schimbată. Ia să vedem cât o ține. Îi spunea lui Cristian despre fosta lui Maria Lungu. Am văzut-o și eu pe Maria Lungu, chiar am vorbit despre ea, că face live-uri și vorbește despre Cristian, despre cum au petrecut împreună. Chiar plângea într-un live și făcea că aduceți înapoi pe Antonia, că nu mă pot opri din plâns de 3 zile. Bine, era așa glumă, că să-și trăiască iubirea. Eu cred că Maria Lungu se oftică, că nu mai e cu ea. Poate a avut sentimente pentru el, nu putem ști ce-i în mintea omului, dar Antonia normal că a văzut ca toată lumea și zicea că n-a luat-o în seamă, dar că îi scriu pe live-ul ei, îi scriu oamenii ce zice Maria. Păi așa e întotdeauna. Actualele cu fostele nu se suportă. Da? Câteodată actuala e geloasă pe fosta, zice că se mai gândește la ea, sau fosta e geloasă că nu mai e cu ea și că e cu actuala. Așa ceva tot o să fie, tot a fost și tot o să fie, nu e nicio problemă de asta. Dar prea exagerează și Maria Lungu. S-a terminat și au trecut câțiva ani, 3-4 ani, cam așa ceva. Ce rost mai are să intre în live și să povestească despre el? Eu chiar nu-i văd rostul și să prefacă în toate felurile. Dar dacă te aduce mintea, am văzut că Antonia și cu fetele, câteva dintre fete, se pregătesc pe terasă, pe terasa fetelor și a mamilor, a pus un cort și a dus de acasă lumânări, cred că tot a dus de acasă, 300 de lumânări, sărbătorește o lună de relație. Dar nu e o lună, ea a fost 10 zile plecată. Deci, dar e problema lor, dacă stafful a fost de acord. Chiar era și doamna Daniela, o ajuta, făcea inimioare pe acolo, cu petale de trandafir, cred că erau, nu mai știu. Păcat de mietele flori. Era și Laura și se uita cu Delia, n-au pus mâna, doar se uitau. Și au avut și șampanie, dar frumos, au aranjat frumos. Era seara, era și lumina aceea difuză. Chiar zicea Laura că ce bine ar fi dacă ar rămâne cortul acolo. Păi ar fi, ca să șadă și ei se. Adică lumânările cu florile alea ce mai au pus pe acolo ar putea să le ia. Am văzut că a venit Cristian cu niște pachete, cu niște cadouri, nu știu ce erau, jocuri, și cu un buchet de flori le-a dat. Apoi au plecat pe terasă, doar ei. Se mai pupau, au stat de vorbă, în continuu Antonia râdea, hi-hi-hi, ha-ha-ha, râdea în continuu și făcea, nu cred, știți cum vorbește ea, ce tare, repeta în continuu, râdea și repeta aceste cuvinte. Cristian s-a chinuit puțin cu sticla de șampanie până a desfăcut-o și chiar a spus că el nu bea alcool, a mai băut prin casă, dar de obicei nu bea alcool, păi n-ar trebui să bea că face sport. Apoi a turnat și au băut, bineînțeles, dar în timpul ăsta ea tot timpul râdea, chicotea mai mult așa, nu știu de ce. Poate de fericire că a intrat în casa mireasa sau că e cu el, dar eu nu-i văd viitor împreună. Și nu doar eu, majoritatea care susțin pe alți concurenți, nu-i văd împreună. Nu el îi devină, ea, pentru că are problema aceea foarte gravă cu capul. Dar dacă el accepte, dacă Cristian acceptă acest gen de femei, problema lui. Bârfitoarea sezonului, avem o bârfitoare a sezonului, cum era în sezonul 2 Mirela, care n-avea pe nimeni acolo apropiat, n-avea băiat, n-avea nimic, venise și a să facă un bani tot, era criză.
Deci, doamna Iuliana, până să facă Ștefan cuplu cu Maria, spunea despre el că ce băia fain e. Apoi, când Maria deja făcuseră cuplu și Maria îl tot acuza că e rece cu ea, spunea, păi seamănă cu tatălui, că și tatălui la fel de rece, parcă aș dormi un pat cu un șarpe. Apoi, o critică pe Delia. Nu-l suportă pe Liviu, critică cam pe toată lumea. Delia mâncase și și-a spălat al ei, bineînțeles, au mai rămas câteva și s-a apucat să o critique că nu spală vasele. Delia a spus, eu ce-am consumat, de unde am consumat, am spălat, ce spală numai ea. Dar trebuia, nu că ar fi avut ceva cu vasele, nu, îi place să critique. Apoi a trecut la Liviu, a zis că a făcut cuplu cu Delia doar pentru că era pe locul întâi și că să fie și el în top, da? Apoi spunea, era cu încă niște fete, nu mai știu cu cine era, cu Maria era, dar și mai erau. Și spunea că nu-i place vocea Deliei, adevărul e că nici mie. Îi spunea, doamna Iuliana, mi se ridică părul pe cap când o aud. Da. Așa că să nu mai audă. Nu că țin cu Delia sau cu careva, chiar nu țin cu nimeni. Nu țin, de ce să țin? Ce îmi pasă mie de doamna Iuliana, de Delia, n-am nicio preferată. O plac puțin pe Adriana, dar am văzut că nu... N-a făcut cuplu cu nimeni și e fată foarte frumoasă. Și ieșe din Câmpina, pe ea și pe Ștefan. Ei doi s-ar fi potrivit. Așa, Maria... Nu prea e ce alege din acești concurenți. Care îi votează și îi susține, problema. S-au primit din nou pachete în casa Mireasa, am văzut că Delia a primit un pachet mare, a pus și alimente de la mama ei, de la familie, bineînțeles, a primit, cred că, de la susținători, a primit mai multe, s-a dus în bucătărie și a pus în dulap mâncarea și am văzut-o pe Cristina în timpul acesta, era cu o sticlă și zicea că are cine romantică, moment romantic ce o avea cu Alex pe terasă, dar la fete, iar... sau la băieți, parcă. La băieți, da. Iar în timpul acesta, altă cină romantică avea și Iuliana cu Vlad, tot cu băutură cu ce-or fi avut, și zicea că ar fi vrut să facă și o supă, dar n-a avut decât 2 ore să se pregătească. A avut foarte puțin timp, deci nu i-a ieșit chiar supa. De fapt, nici n-a apucat să o facă. Nu poți să faci o supă dacă vrei să iasă și bine, așa repede până s-a pregătit. Iar chiar mi-a plăcut de Delia că s-a dus la doamna Viorica și spunea că îl place foarte mult pe Liviu, că vrea să fie cu el toată viața, să căsătorească, chiar au și discutat de nuntă. Iar Viorica, știți că ea nu vorbește, mai era și în sezonul 2 o femeie care iar așa nu vorbea, tot Viorica o chema, cred că Vioricile sunt tăcute. Și spunea viitoarei soacră că să treacă peste toate, să aibă grijă că lumea e rea, să fie foarte atentă, să se axeze doar pe relația ei cu Liviu, nu să nu o interesează, pentru că dacă vrea să aibă o căsnicie frumoasă toată viața, să-și vadă de treburile lor. Îmi place de doamna Viorica, eu întotdeauna... Când am făcut pronosticul pentru Gală, mi-am dorit-o să fie ea mamă săptămânii. Chiar o femeie foarte la locul ei. Nu bârfește, nu se amestecă, își vede doar de băiat și de viitoarea noastră. Ați auzit ce vorbesc băieții prin casă, pe la ei pe acolo, când singuri, de Laura? Că Laura s-a apropiat de Albert doar că e în cursa de eliminare. Că ați văzut când a fost o dispută între ei, Laura i-a ținut parte lui Albert. Și i-a spus, da, ții parte că îți place de el. Ea a încercat să se apropie de el, dar el a spus, clar, nu vrea fată mai mare și are dreptate. Laura nu e potrivită cu el. Și el nici n-a venit să se căsătorească, că dacă ar fi venit să se căsătorească, ar fi avut ocazia, a refuzat toate fetele. Cât s-a ținut Ionela, cât a plâns și cât teatru a făcut, ca să-i atragă atenția, am văzut, chiar l-am văzut că a trecut pe lângă ea, nici n-a băgat-o în seamă. Atunci, joi, la tascul iertării sau ce a fost. Au stat de vorbă, dar nu... Ia și pâine? Nu vor... El nu vrea împăcare, că dacă ar fi după ea... Nici ea nu e vreo
zici că e îndrăgostită de el. Îl vrea doar că să rămână în casă, că o să intre la eliminare dacă nu face cuplu și pentru că e în top, atâta tot. Asta e, astea sunt iubirile lor în casă. Frică de eliminare, topul și câștigul, nu că nu mai pot unul după altul, nu, nu, nu. Și Laura i-a răspuns că eu întotdeauna am făcut ce simt și fac și de acum încolo tot ce simt. De ce să le dea curs? Dar ei așa cred. Și am mai văzut o părere a cuiva, spunea că Albert niciodată nu o să fie eliminat pentru că e susținut foarte, are grup foarte puternic, e susținut afară și știți că sunt niște șmecheri între cei din staff și între susținătorii de afară, pentru că sunt grupuri mari. Așa a fost și în casa, la noi, în casa Mireasa, în sezonul 2, erau fete care au fost pe primele locuri, știți care, care ați urmărit, și nu au avut cuplu. A fost una care a rămas chiar până la sfârșit, fără cuplu, dar în fiecare sezon sunt care rămân până la sfârșit, zice că domnișoară de onoare. Chiar nu le văd rostul la domnișoarele, domnișoară de onoare, îi la una, la o mireasă, nu domnișoară pentru toate miresele, dar stafful știe. Foarte mult e criticat stafful pe toate platformele, am văzut, peste tot e criticat, fac tot ce vor ei, nu țin cont de votul, nu țin cont de nimeni, doar banii interesează și așa este. Să iasă bani, nu interesează de nimeni și de nimic, banii. Natalia e invizibilă, ei îi place să caute subiecte de bârfă, e pe lângă Laura, dacă Laura spunea că a crescut cu bunica, a spus și eu, tot la fel. Dacă Laura spune ceva ce a făcut Natalia și ea la fel, parcă sunt gemene. Cu toate că Laura e frumoasă și Natalia e urâtă. Da, îi place să se dea pe lângă cineva. Am văzut că nu iau fetele în seamă, nici băieți, a venit și uitasem de ea. Și chiar uitasem că există și Natalia, nu s-a apropiat din niciun băiat, nu vor, e urâțică. Dacă e, e, ce să facem? Dacă a venit degeaba, a venit, ia și ia un ban acolo, că altceva nu văd că face. Nu, n-are ce să facă altceva. Dar nici ea nu încearcă să vorbească cu băieții decât așa banalități. Ce faci, cum ești? Și care băiat? Că băieții nu prea sunt. Câți băieți mai sunt? Nu mai e niciunul liber. Mai e vreun băiat liber? Albert. Albert, dacă nu face cuplu, să vedem în gală, mai e puțin până atunci, pentru că sunt trei la eliminare, dintre care doar Albert n-are cuplu, dar Albert, cum el, susținut foarte tare, așa am auzit, să vedem. Sau poate nu elimină nici care, că știți că sta foarte stilul lui, poate mai găsește ceva de un salvator, sau poate îi pune în top, cum a făcut și cu Cristian, cum a făcut cu toți, asta e, îl pune în top decât atunci, după aia gata, se duce din top. Se duce. Pentru că ce rost are să mai rămână în top dacă nu mai pleacă. Cum a pus-o ultima oară și pe Iulian, a pus-o în top ca să nu fie eliminată. Pentru că e în cuplu acum, s-au declarat cuplu oficial, Iuliana și Vlad. Dar au și ei discuții, ea vrea să mărite, el nu prea. Vom vedea. Pentru că o să fie și eliminare de cupluri mai încolo puțin, care nu sunt credibile. Știți că așa a fost în fiecare sezon. Nu mi-a plăcut deloc de Alex. De ce caută vinovați pentru că el e în cursa de eliminare? Nu-i devine nici Liviu, nici Cristian. El a vorbit că trebuia să-l oprească. Păi de ce el... Nu are atâta minte, că doar a spus de câte ori Simona Gherghe, a spus să nu vorbească despre votare și el exact asta a făcut. Nu că n-a știut. Altul trebuia să vadă de interesul lui, dar fiecare e competiție. E competiție. În competiție și cu premiu mare, fiecare caută să vadă care greșește și mai tare să-l împingă spre greșeală, nu să-l salveze. Nu, pentru că nu sunt la... ajutoare, nu se ajută nimeni. Și o să înceapă și mai tare, mai încolo, să facă toți cupluri și să vedeți după aceea cum o să dea unii în alții. Uite că prietenii, că să vedem, că nu. Așa a fost întotdeauna.
O să fie certuri, o să fie, mai ales când se votează cel mai slab cuplu, cel mai puternic, cel mai slab, atunci să-i vedeți cum să votează între ei. Nu trebuie să caute vinovați, mai ales Liviu. Liviu nici nu a zis nimic, nici Cristian, dar l-a lăsat să vorbească. Și dacă el a vorbit și n-a ținut cont de reguli, nu-i devine nici Liviu, nici Cristian, mai ales Liviu. Ce treabă are Liviu cu ce a vorbit el? Nu mai se ajută, gata, s-a terminat. Fiecare vrea să câștige. Fiecare o să dea în celălalt cuplu. O să vedeți, să elimine, dacă se poate. Competiția tare, tare o să înceapă în curând. Deocamdată încă sunt bine. Încă sunt prieteni, cum zic ei. Dar mai încolo vom vedea. Nu mai durează mult. Așa cam când o să mai rămână vreo lună, o lună și ceva. Cam atât am avut până acum să vă spun despre concurenții noștri. Vă doresc o zi plăcută în continuare. La revedere!